Impresia mea despre cursa este că a fost unul foarte reușit, că ne-am făcut munca, a fost o muncă grea, dar eu zic că a ieșit un curs bun și cei care au participat la pilot ne-au confirmat asta. Am avut parte de niște cobai minunați și cred că vom reuși să fim din ce în ce mai buni formatori pe teme de advocacy. Bravo! Subscriu. Impresionată de cursanți, foarte, foarte pregătiți și au venit cu multe exemple care pe mine mă ajută să-mi dezvolt cursul. Mi-am îmbogățit experiența așa cum speram la început și, într-adevăr, am avut parte de un grup deosebit de data aceasta. Un training foarte instructiv, un training de nișă. Foarte util, nu numai în advocacy. Are potențial uriaș cursul ăsta. Nu am făcut decât să-mi confirm așteptările și să am parte de o experiență de învățare absolut fantastică. Un curs foarte dinamic, plin de informații, vesel și cu niște traineri experimentați și excelenți. Inteligență, efervescență, spontaneitate, colegi minunați, traineri la fel. Am avut de învățat, în afara atelierului de advocacy, la acest curs foarte multe și am avut de învățat nu numai de la traineri, ci și de la colegii mei. Și mă bucur că am cunoscut atâția colegi noi. Un curs atractiv, antrenant și cu foarte multe informații noi. Sperăm să fie și utile. O rețea, să sperăm, foarte bine închegată. Am învățat ceva nou și să-mi schimb atitudine. Un curs deosebit, am învățat foarte multe lucruri utile pe care sper să le pun în practică odată ajuns acasă. Un curs foarte util, cu siguranță poate fi aplicat în județul, deci și bibliotecarilor locali. E doar schimbarea atitudinii, trebuie într-adevăr de noi ține să întoarcem foaia și se poate. Sper să reușesc să transmit în comunitate ceea ce am învățat, să reușesc să aplic și mă bucur că știu ce înseamnă advocacy acum. O săptămână faină. Eu nu vreau să plec. Îmi pare rău că nu pot să iau pe toți la mine acasă și să-i țin în cuiați așa vreo două luni de zile, da? Pe banii și mâncarea lor. A fost un curs super, invidiez cu cea mai mare sinceritate pe domnii lectori. Sper că într-o bună zi, când voi fi la fel de sus ca și ei, să ajung și eu lector. Și fantastic, sper ca ceea ce am învățat aici, și atât teoretic cât și exemple de bune practici, ușor, ușor, așa, pendelete, rumegat, să aplică și la noi în comunitate, să spună, domnule, să zică domnul profesor, mă, uite, elevul al meu mi-a călcat pe urme. Mulțumim tuturor! Impresia despre acest atelier? Cel mai mult mi-a plăcut echipa. Foarte, foarte faină. Mă bucur că am avut ocazia să lucrez cu echipa asta și abia aștept să ne vedem și în alte contexte. Forța echipa din perioada asta!